Cu toate ne dorim să arătăm bine la sfârșit și la început de an, să purtăm cele mai frumoase ținute și să ne simțim pline de încredere. Probabil ai văzut și tu online multă publicitate cu dietele care promit că slăbești multe kilograme într-un timp foarte scurt. Însă prețul folosirii de diete minune este deosebit de mare. Cea mai populară dietă este dieta keto, întrucât există beneficii ale cetozei pentru slăbit și pentru unele probleme de sănătate. Asigură-te însă că discuți cu un medic nutriționist înainte de a începe dieta ketogenică, pentru a stabili dacă acest tip de dietă este cu adevărat potrivit pentru tine. Cei care folosesc pe termen lung acest regim au parte de confuzie, de schimbări de dispoziție vizibile. Creierul are nevoie de zahăr din carbohidrați sănătoși pentru a funcționa normal. Dietele cu conținut scăzut de carbohidrați pot provoca confuzie, amețeli, iritabilitate. Pentru că zahărul și sarea sunt complet interzise, nici cereale, pâine, paste, mămăligă nu e voie, tranzitul și afectarea microbiotei intestinale alături de multe grăsimi de metabolizat ar putea agrava orice afecțiuni hepatice existente. Riscul de a face tulburări pancreatice, endocrinologice, psihice este deci foarte mare dacă dieta keto este prelungită mai mult decât 2-3 săptămâni. Mai bine, depui efort suficient și respecti un set de acțiuni și cu siguranță obiectivele tale se vor atinge. Setul de acțiuni înseamnă tot ce faci zilnic pentru sănătatea ta. Exercițiile, dacă se practică la o anume intensitate și frecvență, completează un regim alimentar echilibrat, au rol hotărător în planul tău de slăbire. Pentru că la asta se rezumă totul, la sănătate, nu la slăbit. Gândește-te acum cum faci să mănânci diversificat, în porții mici, la ore rezonabile, cum eviți excesele, cum faci să te miști cât mai mult, să dormi cât mai bine și să nu te mai stresezi. Uită de orice dietă care creează adicții și pericole, pentru că sunt pericole nebănuite. Pentru că de ce nu am mutat focusul pe mișcare decât pe mâncare? Și după ce lași deoparte obsesia pentru calorii, vei găsi cu siguranță alternative simple pentru a scăpa de kilogramele în plus. Eu personal vă recomand cu drag un supliment alimentar sub formă de ceai din plante medicinale cu adaus de inositol. Ceaiul se numește Silhouette Help și este un adjuvant prețios în curele de slăbire, un protector hepatic, un revigorant și un detoxifiant. Te invit să citești toate beneficiile acestui ceai pe site-ul nostru, unde îl poți și comanda. Doar nu vrei să fii la dietă pentru tot restul vieții tale, nu-i așa?